Aș dori să ne așternem privirile asupra cuvântului lui Dumnezeu din 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 18 până la versetul 31. 1 Corinteni 1, de la versetul 18. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, bancă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi prin El sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi. Înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Pentru ca, după cum este scris, cine se laudă să se laude în Domnul. Amin. Domnul să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea Cuvântului Sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Mesajul pe care îl voi rosti în seara aceasta este un mesaj care s-a născut în inima mea în urmă cu 45 de ani. Acum 45 de ani mi s-au oprit privirile asupra acestor versete și este unul dintre pasajele îndrăgite foarte mult de mine. Am predicat această predică de mai multe ori și nu mă satur niciodată să o predic. Nu este nicio rușine să repetăm aceleași cuvinte, cuvântul Domnului ne spune că e de folos și, bineînțeles, prin repetiție, mintea noastră se formează sau se formatează într-o direcție clară a înțelegerii Cuvântului lui Dumnezeu. Trăim într-o societate unde se vorbește foarte mult despre cruce. Trăim într-o societate unde crucea face parte din obiectele de port, din bijuterii. Oamenii își fac bijuterii sub formă de cruce. Oamenii își fac semnul crucii. Oamenii sărută cruci. Crucea este un obiect important în societatea noastră. Dați-mi voie să vă spun că singura cruce care mântuiește, singura cruce care transformă, singura cruce care contează este crucea Domnului Iisus Hristos. Și crucea Domnului Iisus Hristos este una singură, a rămas una singură, eu n-am nevoie să mi-o deseneze nimeni nicăieri, n-am nevoie să mi-o facă nimeni nici din lemn mare de tot să se vadă, nici din aur să o port la gât, pentru că spunea apostolul Pavel în Galateni,
că Hristos răstignit este o imagine care a fost zugrăvită, pictată în mintea mea prin credință. Mie mi-este de ajuns să închid ochii și prin Duhul Sfânt să primesc această imagine sfântă a jertfei Mântuitorului. Nu e așa că este ironic? Trec oamenii pe lângă o biserică, își fac semnul crucii și 5 minute mai târziu se ceartă, înjură, se îmbată, fumează, se ocupă de tot felul de stricăciuni. Pentru că acea cruce nu-i schimbă. Nu e așa că sunt hoți care atunci când merg la forat zic, Doamne ajută, și își fac semnul crucii. Eu aș vrea în seara aceasta să vă vorbesc despre crucea care transformă, crucea care aduce liniște și pace în familia ta, cruce care aduce minte cu minte în viața ta, care te rupe de toate lucrurile care îți distrug viața, care rupe toate legăturile și lanțurile din viața ta. Am predicat acum 45 de ani prima dată din subiectul acesta și păstorul de atunci al bisericii m-a întrebat despre ce vreau să predic. Care e titlul predicii mele? Ne întreba pe toți. Și am spus, frate, vreau să vorbesc despre nebuniile Bibliei. El s-a uitat la mine, zice, din ce text vorbești? Din 1 Corinteni, capitolul 1. S-a uitat, a răsfoit și a zis, auzi, am o rugăminte la tine. Da, frate. Predică despre înțelepciunea lui Dumnezeu. Și am spus, pot să schimb titlul, dar conținutul este nebuniile Bibliei. Titlul pot schimba. Pentru ca nimeni să nu-și închipuie că aș putea rosti această frază, nebuniile Bibliei, într-un mod gratuit și chiar blasfemios, în seara aceasta mi-am propus, ca și acum 45 de ani, să intitulez mesajul meu Înțelepciunea lui Dumnezeu. Dar Apostolul Pavel, ca să ajungă la înțelepciunea lui Dumnezeu, a privit pe Dumnezeu, crucea Domnului Iisus Hristos și propovăduirea noastră din punctul de vedere al oamenilor nemântuiți, din punctul de vedere al iudeilor și din punctul de vedere al grecilor, iudeii care cereau minuni și grecii care cereau înțelepciune. Și când Pavel a privit la acestea din punctul de vedere al oamenilor, din punctul de vedere al lumii, știți că tot Pavel spunea că îl putem cunoaște pe Hristos în felul lumii. Și din punctul de vedere al lumii nemântuite, al lumii care se oprește la niște ritualuri ieftine, care n-au schimbat și nu vor transforma niciodată nici pe oameni, nici societatea. Oamenii aceștia se uită la Dumnezeu, la ceea ce a făcut Dumnezeu. Se uită la crucea Domnului Iisus Hristos și se uită la propovăduirea noastră și le consideră o nebunie. De fapt, în pasajul pe care l-am citit, dacă ați fost atenți, există aceste expresii. Nebunia lui Dumnezeu, nebunia crucii și nebunia propovăduirii crucii sau nebunia predicării crucii lui Hristos. Am stat de vorbă odată cu un om și atunci când am încercat să-i vorbesc despre ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, m-a întrerupt foarte repede și mi-a spus așa: Domnule, nu povesti Biblia, pentru că am citit-o din scoarță în scoarță, de câteva ori. Tot ce scrie în Biblie nu face sens. Toată această înșiruire de date, de evenimente, de fapte, de acte,
pentru mine e un haos, este ceva inutil, nu face sens, nu e logic, nu e rațional. E o istorie pe care eu nu pot pricepe, nu pot înțelege și sunt un om cu facultate, un om inteligent. Vă spun foarte sincer că am fost extrem de îndurerat în inima mea de expresia acestui om. Niciun om nu m-a confruntat vreodată mai direct, mai tranșant și mai dintr-o dată, mai negativ decât acest om. L-am lăsat să vorbească și m-am gândit ce să-i spun. Este foarte greu să vorbești cu un om beligerant, un om care te confruntă, un om care disprețuiește ceea ce tu încerci să-i spui. Te întrerupe, nici nu te lasă măcar să termin. Și am spus acestui coleg, auzi, am o propunere pentru tine. Ia o hârtie, ia un caiet întreg și scrie tu scenariul. Ca într-un manual de istorie. Avem anumite date despre istoria umanității. Ia tu și scrie cum era mai bine să procedeze Dumnezeu dacă ar fi existat, că nici nu credea că există Dumnezeu. Care este istoria care ar fi făcut sens pentru tine? Cum trebuiau să se întâmple lucrurile ca tu să spui așa da? Cum trebuia să înceapă? Și cum trebuia să se sfârșească? Și ce trebuia să se întâmple pas cu pas între aceste două segmente? Pentru ca Evanghelia să fi făcut sens în mintea ta. Scrie tu. La care zice, nu m-am gândit niciodată la lucrul ăsta, dar nu așa cum e. Atunci am spus, prietene, toate lucrurile astea se puteau întâmpla într-o infinitate de nuanțe, de aranjamente și de permutări. Nu doar pe tine, dacă 1000 de deștepți, o comisie de savanți, de filozofi, am fi pus împreună și le-am fi spus, creați voi scenariul unui Dumnezeu care vrea să mântuiască omenirea. Pentru că, dragii mei, din start vă spun, cea mai mare nebunie nu este nebunia lui Dumnezeu, nebunia crucii și nebunia propovăduirii crucii. Cea mai mare nebunie ar fi să pornim în seara aceasta de la ideea că nu există Dumnezeu. Până și un deist care îl ura pe Dumnezeu, cu numele Voltaire, spunea odinioară, în ideea că Dumnezeu există, sunt foarte multe dificultăți. Dar în ideea că Dumnezeu nu există, sunt absurdități. Și în seara aceasta nu vă propun absurd sau absurdul. Peste dificultăți încercăm să trecem. Dar de absurd n-are rost să ne ocupăm pentru că ne vom pierde timpul. Știți, se vorbea mai devreme din cartea Eclesiastului, a menționat pastorul Gârboan. Știți că Solomon a încercat să găsească sensul vieții fără Dumnezeu, prin experiența vieții, în mod experimental. Și a încercat prin posesiuni, prin plăceri, prin puterea lui, autoritatea lui de împărat, prin popularitatea lui, a încercat să creeze ceva pentru posteritatea lui. Și în toată această experiență a vieții, în care l-a ocolit pe Dumnezeu, în care și-a folosit rațiunea și sentimentele la maxim, concluzia lui Solomon a fost că totul este deșertăciune. Un pustiu fără viață, este o goană după vânt. Și după ce a trecut prin această analiză experimentală a vieții,
a abordat diferit lucrurile, analiza providențială a vieții. L-a inclus pe Dumnezeu în ecuație și a găsit că dacă îl introduci pe Dumnezeu în ecuația vieții, viața face sens, toate lucrurile fac sens. Iată de ce pornim de la ideea că Dumnezeu există. Pentru că nu poți să iei ceva și să dai cu el de pământ și să apară ceva frumos, estetic. Nu poți să propui o explozie. Știu că sunt pictori care iau o găleată de vopsea sau mai multe găleți de vopsea și dau cu ele de un perete și o numesc artă. Eu nu știu de cine să mă mir mai tare, de șarlatania acestui artist cu ghilimelele de rigoare sau prostia și lipsa de estetică a oamenilor care admiră arta. Sunt pline expozițiile de artă de asemenea prostii. Dacă vreau să văd o pictură frumoasă, mă duc și văd natura lui Dumnezeu, mă uit la cerul lui Dumnezeu, mă uit la munții lui Dumnezeu, mă uit la apele lui Dumnezeu, la mările lui Dumnezeu. Și mă uit seara la stele, mă uit la dumneavoastră și văd frumusețea și minunea lui Dumnezeu. Nu cred că vreunul din dumneavoastră aveți impresia că dacă iei o bucată de piatră mare și dai ideea cu ea de pământ, o să răsară de acolo o sculptură grozav de frumoasă și estetică. Afară de faptul că ești în Franța și te duci la Palatul Louvre. Am fost la Palatul Louvre și când am ajuns în curtea din spate, care dă către lacul acel artificial, am văzut o țeavă din metal ruginit foarte mare, cât camera asta, așa, uriașă. Umplută de pământ, de pietre. Ați mai văzut careva treaba asta, măcar în poze. Ia căutați să vedeți. Și, cred că trebuie să fie undeva. Și m-am uitat și am spus, băi, am nimerit în timp ce ăștia sunt în construcție aici. Dar ce canalizări pun aici de este țeava asta imensă? Și pe urmă am văzut că era pus un afiș. Era o operă de artă al unui artist francez. Dar închipuiți-vă mizeria aia, porcăria aia lipită de Palatul Louvre, care este o construcție de artă, o construcție somptuoasă. Numai în mintea oamenilor moderni, care nu mai știu ce e estetică, se poate întâmpla așa ceva, să dai cu o grămadă de ceva de pământ și să fie artă. Dragii mei, ascultați, în spatele acestui univers frumos, în spatele ordinii din universul acesta, în spatele peisajelor frumoase, nu este o explozie, este degetul creator al stăpânului. Așa că vom porni de la ideea că Dumnezeu este. Și am spus acelui om, pornind de la ideea că Dumnezeu ar exista, ar fi, și accepți și tu lucrul ăsta, spune-mi ce trebuia, cum trebuia Dumnezeu să-ți vorbească, ce trebuia Dumnezeu să-ți arate și cum trebuia Dumnezeu să parcurgă istoria împreună cu noi, ca tu să spui astăzi, face sens. Omul zice, nu m-am gândit la asta. Însă am spus, dragul meu, uite care este problema ta. Dacă Dumnezeu ar fi făcut cum fiecare om în parte ar fi scris scenariul, dacă ar fi spus fiecărui om, spune tu cum trebuie să se întâmple lucrurile în istorie, ce trebuie să fac eu pentru mântuirea voastră, că pornim de la ideea că Dumnezeu există, dar pornim și de la ideea că suntem rău de tot. Uitați-vă în lumea în care trăim. E bine în lumea asta? Toate lucrurile sunt bune? Nu sunt. Știu că stați liniștiți pe scaune și zâmbiți, însă unii dintre voi aveți diagnostice pe care vi le-a dat doctorul nu de mult, cu o anumită așteptare de viață foarte limitată.
Unii dintre dumneavoastră aveți familiile tulburate, fără pace, fără liniște. Unii dintre dumneavoastră sunteți certați în familiile dumneavoastră, frați cu frați, părinți cu copii, soți cu soții. Sunteți certați cu vecini. Unii dintre dumneavoastră experimentați lipsuri materiale acute, aveți datorii pe care nu le puteți plăti. Dar mai rău decât atât, unii dintre dumneavoastră agonizați asupra viitorului dumneavoastră veșnic, pentru că nu știți de unde veniți, încotro merge și de ce sunteți aici. Și dacă ne uităm la imaginea macro a omenirii acestea, toate războaiele care sunt în lume, crimele care sunt în lume. Noi venim din America, toată lumea se uită la America și spune, vai ce bine ar fi acolo. Ați auzit de omul acesta cu mintea pierdută care a omorât 22 de oameni. Oameni care s-au dus la treburile lor de fiecare zi. Inexplicabil, dintr-o dată, i-a secerat pe toți. Gândiți-vă la toate crimele, la toate răutățile, la toate înșelăciunile, la toate furturile din lumea asta, la toată corupția din lumea asta. Încercăm să ne facem loc prin hățișurile societății, însă, așa după cum bine știți, se fură de sus până jos și se plătește de jos până sus. Și mă refer la toată lumea. O lume plină de corupție, plină de răutate, plină de cadavre, plină de sânge. Și Dumnezeu se uită la lumea asta cu ochii lui de Dumnezeu, de Creator. Și se uită și cu ochii iubirii sale și vrea să ne salveze. Și se uită și cu ochii dreptății sale. Și se mânie, pentru că are dreptul. Întorcându-ne la acest scenariu al lucrurilor, dacă Dumnezeu ar fi creat o istorie specifică pentru fiecare dintre noi, vă spun eu ce am fi făcut. Și atunci am fi zis că nu face sens și că ne trebuie un alt scenariu. Dacă Dumnezeu ar fi făcut toate lucrurile într-un milion de feluri, așa cum l-ar fi făcut, ar fi fost de neacceptat. Știți de ce? Pentru că și Dumnezeu pornește de la niște premize. Noi pornim de la premiza că există Dumnezeu, nu? Și că lumea aceasta este într-o mare frământare, într-un mare haos și are nevoie de un salvator. Nu vedeți că și la nivelul oamenilor de sus se vorbește despre un guvern mondial, despre o pace mondială, probabil despre un lider mondial care să pună ordine, care să așeze lucrurile. S-a bătut moneda de ani de zile cu privire la noua ordine mondială, că asta veche nu mai face sens, nu mai lucrează. Or, în haosul acesta, în starea aceasta de lucruri, pornind de la faptul că Dumnezeu există și că avem mare nevoie de ajutor, să știți că și Dumnezeu are premisele Lui. Prima premisă a Lui Dumnezeu este că lumea aceasta este păcătoasă. Dragii mei, ori de câte ori unul dintre noi suferă, ori de câte ori dăm de belele, ne uităm la Dumnezeu și îl arătăm cu degetul și spunem, ce se întâmplă? De ce mi se întâmplă așa? De ce sunt atâtea nenorociri în lume? Dacă e un Dumnezeu atotputernic și plin de dragoste, de ce îngăduie aceste lucruri? Pentru că le facem cu mâna noastră. Nu sunt opera lui Dumnezeu nenorocirile din lume, ci ale noastre. Dumnezeu ne-a creat cu capacitatea de a alege, de a decide, cu liber arbitru. Este cel mai mare dar, că dacă ne făcea roboți, făceam ce eram programați, nu eram ființe. Ne-a făcut cu drept de decizii. Și deciziile noastre au consecințe. Vreau să vă spun o întâmplare. De când eram copil, am bătut-o pe mama la cap să mă lase într-o tabără. Eu n-am fost un copil rău, dar am fost un copil zburdalnic. Nu mi-aduc aminte în copilăria mea să nu fi avut julituri pe genunchi sau, mă rog, undeva.
Am fost întotdeauna un om repezit, grăbit și când te grăbești, te împiedici, te lovești, cazi. Și maica mea mă proteja foarte mult. Nu mă lăsa să mă duc nicăieri, adică. Și când am vrut să mă duc într-o tabără, mi-a spus că nu mă las. Mi-a explicat că am să vin lovit. Și că nu vrea să mă vadă lovit. Atât am insistat și atât m-am elogit, că până la urmă m-a lăsat. M-am dus în tabără, unde rez la Znagov. Ați auzit de Znagov? Acolo, la Znagov, ne-au dus pe toți copiii la un bazin mare de not. Cu ciment turnat. Și pe urmă am pus apă. Și când m-am dus la bazin, n-am avut ocazia să mă duc de multe ori la bazin până la vârsta aia, eram încă mic, și am văzut pe toți cum se aruncă în apă. Și am zis că nu e chiar așa de greu să te arunci în apă, mă arunc și eu. Necazul este că nu mi-am dat seama că acolo era apa mică. Și când m-am aruncat în apă, m-am julit pe tot pieptul, dar rău de tot. M-au dus la infirmerie, mi-au dat cu ceva soluții, unguente. Și când m-am dus acasă, bandajat tot. M-a luat mămica mea și a început să mă panseze, să-mi pună tot felul de soluții și în timp ce făcea lucrul ăsta, mă căinam. Spunea, vezi mă, ți-am spus, mă, uite mă ce ai pățit, uite cum te-ai lovit. Și eu, băiat inteligent, ce mi-a trecut prin cap să-i spun? M-am uitat la ea și am spus, păi de ce m-ai lăsat? N-am să vă spun ce a urmat, că n-a fost absolut deloc plăcut. Dar uitați-vă, vă rog frumos, la mine. Eu am fost copil. Eu am fost copil fără multă minte, că nu știu dacă aveam vreo 8 ani, 9 ani. Dar dumneavoastră sunteți oameni în toată firea. Deci după ce ne facem de cap, după ce călcăm toate poruncile lui Dumnezeu, după ce ne putrezește ficatul de băutură și ni se umflă ochii de beți ce suntem când cădem în șanțuri, după ce ni se umplu plămânii de cenușă, după ce trăim în desfrâu și ne facem praf familiile, după ce ne drogăm de ni se coc creierii în noi și nu mai putem judeca drept, după ce înjurăm până ne devine gură de canal și după ce atragem asupra noastră blestemul oamenilor și blestemul lui Dumnezeu, că plata păcatului este moartea, pe urmă îl arătăm cu degetul pe Dumnezeu și îl întrebăm de ce ne-ai lăsat, de ce ne-ai dat dreptul să alegem, de ce nu ne-ai făcut roboți. Dumnezeu te-a învățat frumos și ți-a spus cu frumosul să ai grijă cum trăiești, să ai grijă ce faci. Și tu ai spus lui Dumnezeu că știi mai bine. Ca să continui conversația pe care am avut-o cu omul acela, s-a uitat la mine foarte tulburat în inima lui, că și-a dat seama că am avut dreptate. Oricare era istoria, oricum ar fi făcut Dumnezeu într-un infinit de feluri, el la fiecare ar fi spus altfel, 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 altfel. Nu face sens, nu face, pentru că omul în necredința lui nu vrea să primească lucrurile lui Dumnezeu. Și am spus, omule, tu nu că nu poți să crezi, tu nu vrei să crezi. Și consider că tot ce scrie în Biblie e fără sens, fără noimă. Și îți spun că are noimă, are sens, pentru că Dumnezeu a avut o singură cale de a salva omenirea prin Fiul Său, prin Iisus Hristos, și Dumnezeu a făcut tot ce trebuia pentru ca noi să fim mântuiți, salvați și să ne ducem nu într-o țară mai bună, nu într-un oraș mai bun, ci într-o lume mai bună, care este împărăția lui Dumnezeu, paradisul lui Dumnezeu, raiul lui Dumnezeu. Și acum, haideți să parcurgem istoria lui Dumnezeu și a crucii.
și acceptându-le din start, din punctul de vedere al lumii, nebunia lui Dumnezeu, nebunia crucii și nebunia propovăduirii crucii, să vedem dacă sunt nebunii sau nu. Și le vom judeca prin prisma logicii noastre. Mai întâi, nebunia lui Dumnezeu. Vă spuneam mai devreme de oamenii care sunt deiști, adică ei cred că există Dumnezeu, dar ceea ce nu pot ei să înțeleagă este de ce Dumnezeu vrea să aibă ceva de a face cu noi. De ce se bagă Dumnezeu în istoria noastră? Și ei justifică haosul din lumea aceasta în felul următor. Haosul acesta este pentru că Dumnezeu ne-a creat și după ce ne-a creat, a dat un bobârnat lumii acesteia să se ducă cine știe unde încotro. Și lumea aceasta se degradează și intră în haos pentru că Dumnezeu s-a judecat de-a creația. Ne-a creat și ne-a aruncat la întâmplare. Ei nu pot să accepte că Dumnezeu intră în istorie și încearcă să ne îndrepte, să îndrepte tot răul pe care noi l-am făcut, să ne vorbească, să ne dea legi, să ne dea porunci și ne roagă frumos să-L ascultăm spre binele nostru. Ei nu acceptă lucrul acesta. De ce Dumnezeu se bagă cu noi? De ce pe Dumnezeu îl interesează de noi? Că El este infinit, este atotputernic, atotștiutor. Noi suntem niște fire de praf, aproape invizibile. Dumneavoastră când mergeți pe stradă, ați avut vreodată procese de conștiință să vă gândiți pe câte furnici ați călcat? Câte universuri, micro-universuri ați deranjat și ați distrus cu picioarele dumneavoastră? Păi știți că într-un fir de ceva pe jos e un adevărat univers de ființe invizibile. Fiecare pas al nostru distruge microsisteme de existență. Ați avut vreodată un strălucitor de conștiință? Săraca furnică. Că pe muște știu că le urmăriți cu apărătoarea. Nu avem un strălucitor de conștiință. Și atunci, un Dumnezeu infinit, autosuficient, care n-are nevoie de nimeni și de nimic pentru a fi împlinit și fericit, El are nevoie numai de El însuși. Pentru ce se bagă cu noi? De ce L-ar interesa de furnicile astea? De ce L-ar interesa de sistemul ăsta solar, care e destul de mic, și de galaxia asta, care nici măcar nu este cea mai mare? Dragii mei, întrebați-i pe savanți și o să vă explice de ce. Noi suntem formați din trilioane de particole minuscule care se numesc celule. Haideți să vedem care este valoarea existenței unui om din creștet până în tălpi. Fiecare dintre aceste trilioane de mini-entități lucrează și produc echivalentul, doar o celulă, a 3000 de uzine complet automatizate conduse de un computer programator. Ce înseamnă asta? Luați 3000 de uzine mari și automatizați-le în așa fel încât niciun om să nu intre în uzină. Doar apeși pe buton, le pornești și computerul programator le coordonează activitatea, toți roboții se mișcă în toate direcțiile și execută la perfecție toate procesele tehnologice. 3000 de asemenea uzine lucrează, sunt echivalente unei singure celule din organism. Informațiile care sunt rulate într-o singură celulă în timp de o zi ar putea să fie așezate într-o bibliotecă cu 1000 de volume, fiecare volum cu 600 de pagini și fiecare pagină cu 500 de cuvinte. Înmulțiți asta cu câteva trilioane. Ăsta ești tu în fiecare zi.
Pentru că n-ai apărut la voia întâmplării. Pentru că nu te-ai coborât din pom. Și dacă ne-am fi coborât din pom, din maimuță, să știți că și maimuțele sunt ființe foarte complexe. Însă asemănarea noastră cu maimuțele nu este datorită faptului că noi ne tragem din ele, ci datorită faptului că și noi și ele ne tragem din același Creator. Pe de altă parte, de multă vreme oamenii se chinuie să ajute maimuțele să evolueze și nici cu tot ajutorul din lume nu evoluează. Dar de capul lor au evoluat. Darwinismul este una dintre cele mai mari prostii care au fost emanate vreodată și, din păcate, oamenii așa zici de știință le acceptă și le cred. Ființa noastră, despre care se citea mai devreme că este o ființă așa de minunată, a fost creată de Dumnezeu și Dumnezeu a așezat valoarea și talentul lui de artist, a așezat pe sine în noi, ne-a făcut după chipul și asemănarea lui, ne-a dat voință, ne-a dat rațiune, ne-a dat sentimente, ne-a dat și un manual de funcționare a vieții pentru ca să funcționăm bine și pentru ca să fim fericiți. Am ajuns unde am ajuns că n-am mai respectat manualul lui Dumnezeu. Nu vă supărați pe mine și spun asta în toate predicile mele. Unul dintre motivele pentru care lumea a ajuns unde a ajuns, unul din motivele pentru care creștinismul a ajuns unde a ajuns, este pentru că un creștin nu citește Biblia o oră pe zi și nu se roagă o oră pe zi. Ăsta este motivul falimentului nostru. Vin tineri și spun, sunt legat de cutare păcat, sunt legat de cutare păcat. Și oamenii au impresia că dacă le punem un simplu patrafir pe cap și i-am mărturisit și i-am făcut o rugăciune sau un descântec peste ei, pleacă de acolo și vor fi eliberați. Și nu se întâmplă nimic și vin din nou. Știți ce le spun de fiecare dată? Mai întâi întreb, tu citești Biblia și te rogi? Și care sunt sinceri, aflu că nu citesc Biblia și nu se roagă. Și le spun, de astăzi înainte, citește Biblia o oră pe zi, roagă-te o oră pe zi. Că la cinematograf te duci, stai 2 ore, la film stai 2 ore, pe stadion stai 2 ore, la teatru stai 2 ore, la concert stai 2 ore. Numai Biblia și rugăciunea, dacă le citești și te rogi, e prea mult timp. Ia faceți lucrul ăsta și veți vedea cum vi se schimbă viața și cum vi se deschide apetitul pentru lucrurile bune și pentru lucrurile sfinte și nu pentru păcate și nu pentru nelegiuiri. Problema este că ne uităm la Dumnezeu, ori îl scoatem din ecuație și spunem nu există, dar doar pentru că tu spui că nu există Dumnezeu, asta nu înseamnă că nu există, ori îi spui că e o nebunie să se ocupe de tine. Că e o nebunie să-l doară de tine. Păi îl doare pentru că s-a investit pe sine în tine. Vă aduceți aminte când scăpați un lucru de valoare undeva pe jos? Cade pe jos. Gospodine la bucătărie mai scapă câte o furculiță, câte un cuțit, câte o farfurie, în cazul în care nu se sparge. Adică dacă n-o spargeți, că nu e așa, zice, s-a spart, dar de fapt am spart-o, că din cauza noastră s-a spart. Dar să zicem că nu se sparge, e ceva de valoare. Uneori le reparați, le ascunde să nu se vadă unde-i spart, unde, dacă e o vază de valoare. Nu aruncați dintr-o dată, poate este ceva care vă aduce aminte de o perioadă, de o persoană din viața dumneavoastră, are o valoare sentimentală. Lucrurile astea sunt prea prețioase doar pentru că au căzut pe jos, s-au umplut de praf să le iei, să le arunci. Nu le arunci, le speli, le curățești și le folosești din nou. E adevărat că lumea asta s-a spart, s-a stricat. Dar asta nu înseamnă că nu poartă în sine valoarea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Și mi se pare un lucru de bun simț ca Dumnezeu să se aplece, să ia omenirea asta și să o recupereze. Pentru că s-a investit pe sine în ea. Știți că viața dumneavoastră a apărut atunci când v-a plămădit din țărână și a suflat suflare de viață în dumneavoastră. Atunci s-a făcut un suflet viu, spune Cartea Genezei. Eu nu cred că Dumnezeu este nebun pentru că încearcă, pentru că ne bagă în seamă, pentru că ne vestește mântuirea, pentru că îl doare de noi. Vreau să mai întreb ceva. Noi avem în biserică familii care au copii
puțin mai înceți, puțin mai nedezvoltați. În America li se spune cu nevoi speciale. Copiii aceștia nu vor deveni niciodată profesori, doctori, ingineri. Au niște handicapuri care le pun obstacole în viață. Știți ce am observat? Părinții care au asemenea copii suferă, dar se ocupă mai mult de copiii ăștia decât de ceilalți. Îi iubesc mai mult decât pe ceilalți. Și să te ferească Dumnezeu să te uiți ciudat la copilul ei, că mama aia este în stare să-ți scoată ochii. Chiar dacă copilul ei nu este la nivelul celorlalți, nu suportă să fie persecutat, nu suportă să fie insultat. Dar de ce? Că au existat societăți unde copiii aceștia s-au încercat să fie exterminați. Știți de ce? Pentru că a ieșit din ea. El nu este la nivelul celorlalți, dar e al ei. Avem între nepoții noștri o situație de genul ăsta. Și nu pot să vă spun cât de amărâți și cât de supărați am fost când am constatat acest lucru. Însă așa după cum probabil unii dintre dumneavoastră aveți această experiență. Și la noi toată familia a tăbărât asupra acelui copil cu toată dragostea și cu o grijă mult mai mare decât pentru ceilalți. Pentru că e al nostru, pentru că a ieșit din noi. Și apostolul Pavel în Areopag spunea: până și poeții voștri, înțelepților greci, spun: suntem din neam de Dumnezeu. Pentru că am fost creați de mâna lui Dumnezeu, pentru că venim de la Dumnezeu, pentru că venim din Dumnezeu. Și pe Dumnezeu îl doare de ceea ce aparține lui. Ușor putea Dumnezeu să ne arunce în hăul și la coșul de gunoi al istoriei, să se scape de noi. Dar l-a durut și îl doare, pentru că ne-a făcut cu mâna lui. Asta nu e nebunie, asta e dragoste, asta e bunătate. Și oamenii, în loc să zică: tu, creatorul cerului, tu care poți fără noi, vii și ne vorbești, vii și ne rogi, ne aduni la oaltă, ne cânți, că de fapt tot ce facem noi, facem în numele Domnului, ne vorbești, ne îndemni. Noi, dragii mei, Dumnezeu prețuiește mai mult viața ta decât o prețuiești tu însuți. Nu mai vorbesc de oamenii din jurul tău, nu mai vorbesc de societatea aceasta. Asta nu e nebunie, asta e dragoste și înțelepciune. Știți de ce? Haideți să trecem la nebunia crucii. Pentru că Dumnezeu a văzut starea noastră, a vrut să ne reabiliteze. Problema e că Dumnezeu e sfânt și e drept. În justiția noastră noi înțelegem faptul că dacă cineva face un rău, trebuie să plătească pentru răul ăla, nu? E o justiție umană normală. Ați merge vreodată la oamenii politici sau la guvernul unei țări să spuneți: și ce dacă a furat, domne? De ce să îl bagi în pușcărie? Ia bine, dacă e băiatul tău care a furat, probabil că ai face-o. Dar dacă e altul care te-a furat pe tine, atunci a spus să bagi în pușcărie, să arunce cheia. Nu ne ducem să spunem: domne, dar a omorât oameni, lăsați-l liber, lasă-l în pace. Nu. Înțelegem ideea de justiție. Numai când e vorba de Dumnezeu, care practică același concept, atunci ne deranjează. Să știți că pentru păcat, plata este moartea. Orice păcat este un afront la adresa lui Dumnezeu. Este o insultă la adresa Creatorului. Ați avut vreodată vreo mașină care n-a mai mers? Eu cred că unii dintre noi ați și tras un șut în cauciuc.
Te deranjează când lucrul pe care l-ai făcut să meargă într-un fel nu execută comenzile? Când e vorba de Dumnezeu, e mai mult decât atât. Pentru că noi prăpădim lumea lui Dumnezeu prin păcat. Și ce spune în Apocalipsa 11? A venit vremea să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Toți vrem să nu fie poluare în lume, să respirăm aer curat, să bem apă curată și să trăim într-o lume originală, frumoasă, estetică, fără să o stricăm, fără să o defrișăm, fără să o nenorocim. Dar mai rea decât orice poluare e poluarea păcatului. Păcatul este cel mai toxic poluant din universul ăsta. Și noi am umplut lumea lui Dumnezeu de mizerie. Ți-ar place într-o zi să vii acasă și să te trezești cu apartamentul tău sau cu casa ta făcută praf, vraiște, rupte toate, distruse toate? Bineînțeles că nu. Și cu toate astea, noi trăim în lumea lui Dumnezeu, respirăm aerul lui Dumnezeu, bem apa lui Dumnezeu. Mâncăm mâncarea pe care ne-o dă pământul lui Dumnezeu. Și ni se pare că sunt ale noastre. Ni se pare că avem drept de proprietate asupra lor. Dragii mei, fim foarte atenți că nu sunt ale noastre. Acum noi folosim termen posesiv. Casa mea, mașina mea, mâncarea mea, proprietatea mea, biserica mea, păstorul meu, toate sunt ale noastre. Odată la o întreprindere, în pauză, o doamnă s-a dus și ia ceva de mâncare și s-a dus la o mașină de asta automată și a luat o pungă de biscuiți și a căutat un loc la masă, dar pentru că erau foarte mulți acolo și n-au avut loc, era un domn singur la o masă și era un scaun liber. Și s-a dus politicoasă și a cerut permisiunea să stea acolo la masă și domnul i-a spus: poftiți, sigur că da, luați loc. Și doamna și-a luat un ziar, a pus punga de biscuiți în geantă, s-a așezat, a scos ziarul și pe urmă a luat un biscuite din pungă și domnul de vis-a-vis a zâmbit și a luat și el un biscuite din pungă. Doamna a fost foarte deranjată de lucrul ăsta. S-a uitat ciudat la el, el a mai zâmbit odată, ea a mai citit ce a mai citit și a mai luat un biscuite. Și domnul a zâmbit, a dat din cap și a luat și el un biscuite. Deja a început să se enerveze. Și a zis: măi, da, obraznic este ăsta, îți dai seama, mănâncă biscuiții, mă. Și câteva minute a durat jocul ăsta. Ea lua un biscuite, el lua un biscuite. Și până când a mai rămas un singur biscuite. Și când a rămas un singur biscuite, a întins mâna să-l ia și domnul s-a repezit, l-a luat, l-a rupt în două, i-a dat ei jumate, a luat el jumate. Asta n-a mai putut să reziste de nervi, s-a ridicat supărată, s-a întors să plece, să bage ziarul în geantă și când colo s-a trezit că în geantă era punga ei cu biscuiți neîncepuți. Tot timpul s-a supărat că îi mănâncă domnul biscuiții și când colo ia mânca din punga de biscuiți a domnului. Dați-mi voie să vă spun că lumea asta e a Domnului, nu e a noastră. Noi mâncăm biscuiți din punga lui Dumnezeu. Tot ce este în jurul nostru este al lui Dumnezeu. Iată de ce trebuie să înțelegem că și noi suntem ai lui Dumnezeu. Dar atunci când Dumnezeu a hotărât să ne salveze, când noi i-am prăpădit lumea, când noi i-am făcut punga de biscuiți fără mituri, am luat fără grijă din ea și am mototolit lumea asta prin păcat, prin răutate, prin furturi, prin omoruri și prin te mai mirce, Dumnezeu trebuia să rezolve problema păcatului. Și vă place sau nu vă place, în lumea lui Dumnezeu există justiția care cere retribuție, care cere plată împotriva păcatului și plata păcatului este moartea și ca să nu ne omoare pe noi, a pus poporul Israel să aducă jertfe. Dar jertfele alea n-au avut niciun impact. Știți ce făceau oamenii când se aduceau jertfe? În loc să se uite la suferința acelui animal nevinovat și să spună: măi, faptele mele rele îl omoară pe ăsta nevinovat, el n-a făcut nimic. Nu, știți ce a făcut omul? S-a uitat și a zis: am încă un an timp să fac ce vreau.
să trăiesc cum vreau, că la nu aduc altul, îl sacrific și îl păcălesc pe Dumnezeu. Și a venit vremea când Dumnezeu a spus, animalele nu pot să justifice, nu pot să aducă iertare păcatelor, de aia nu mai aducem jertfe de animale, de aia nu mai e templu, noi nu avem temple. Și Dumnezeu a spus, am să-l dau pe fiul meu să moară. Asta este nebunia crucii. Care dintre dumneavoastră, dacă ați avea doi copii, unul bun și unul rău, și ăla rău ar face o prea de oaie, ar ajunge un criminal, ar fi condamnat la moarte, l-ați dat pe băiatul bun să moară pentru ăla rău. Și totuși Dumnezeu a făcut-o. Este asta o nebunie? Nu. Haideți să vorbim iarăși omenește. Toți știți despre afaceri. Imediat după Revoluție, tot românul a vrut să facă câte o afacere. Unele au mers, altele n-au mers, unele au fost șarlatanii, unii v-ați pierdut banii, alții ați câștigat și ați ajuns bogați. Dar toți știți ce e aia afacere. Afacere, și Domnul Iisus când a venit în lume, zice, eu am venit să fac voia Tatălui meu. Cuvântul original este, eu am venit să fac afacerea Tatălui meu. Dumnezeu are un business, are o afacere în lumea asta. Și ne vorbește pe înțelesul nostru, ca și cu justiție. Ce înseamnă o afacere? Hai să luăm o lecție scurtă de afacere. Afacerea este când investești în ceva. Prima dată, nu există afacere fără investiție, nu? Iei ce ai, iei câți bani ai, iei câte posesii ai și le bagi în afacerea respectivă, le investești. În momentul în care ți-ai băgat banii în afacere, ai rămas fără nimic. Care este ideea? Ideea este să amortizezi, să-ți recuperezi investiția după o anumită vreme, măcar să ajungi la zero, nu? Și muncești în afacerea ta, în fabrica, în produsele pe care le vinzi, ca să-ți recuperezi investiția. Ăsta e primul pas. După ce ai investit, îți recuperezi investiția și după aia mergi în profit. Haideți să vedem ce înseamnă crucea. În Daniel, cuvântul Domnului spune că unsul a fost stârpit, adică Domnul Iisus Hristos a fost crucificat, a fost sacrificat și zice și n-a avut nimic, a rămas fără nimic. Când Dumnezeu l-a dat pe Domnul Iisus Hristos, l-a investit pentru recuperarea noastră a lumii, proiectul lui Dumnezeu care a fost, salvarea sufletelor. Dar trebuia plătit un preț și l-a dat pe Hristos. Că era singurul preț care acoperea salvarea sufletelor. Nimic altceva. Toate valorile din universul ăsta, cuantificate, transformate, monetar. Puteți să puneți câte zerouri vreți, câte trilioane și trilioane și trilioane, sute, mii și milioane de zerouri, dacă puneți în spatele la unul, nu se poate acoperi recuperarea, răscumpărarea, plata pentru un singur suflet de păcătos. Dar sângele Domnului Iisus Hristos are valoarea și puterea să ne mântuiască pe toți. Că El este jertfa de răscumpărare pentru păcatele noastre și nu numai ale noastre, ci ale lumii întregi, spunea Ioan în 1 Ioan. Acum, când l-a dat pe Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu s-a buzunărit și a plătit totul și a rămas fără nimic, investiția aceasta a fost, zicem noi, riscantă, prea riscantă. Că n-ai sacrificat bani, n-ai sacrificat valori, ai sacrificat viața și nu orice fel de viață a Fiului lui Dumnezeu. A dat pe singurul lui Fiu. În urma acestei investiții a urmat o zi, a urmat două, nopți de întuneric, dileme cu privire la investiție, nu-i așa ca și dumneavoastră, ați băgat banii și probabil ați avut nopți nedormite. Dar a treia zi, Hristos a înviat din morți. Investiția a fost recuperată. Viața lui Hristos a fost câștigată, știți de ce? Pentru că n-a avut păcat. Știți care a fost păcatul morții? De ce moartea va ajunge în iad cu toată locuința ei? Pentru că a luat ce nu îi se cuvenea, plata păcatului este moartea. N-avea voie să se atingă de Hristos pentru că Hristos a fost fără păcat. Și când moartea n-a rezistat impulsului de a secera cea mai importantă viață din lume,
din istoria omenirii. Pe aia a vrut să o seceră și să o ia. Aia a fost prada cea mai atrăgătoare pentru moarte. Să-l ia pe Hristos. A luat ce n-avea voie să-l ia. Și din cauza asta a trebuit să-l dea înapoi. Și și-a pecetluit soarta pentru eternitate. Însă, încă de la cruce, de când era pe cruce, unul dintre cei doi tâlhari a zis: Doamne, merităm soarta noastră. Adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și Domnul i-a spus: adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Deja împărăția lui Dumnezeu a intrat în profit. Și după 2000 de ani, milioane și milioane de suflete au fost câștigate, adăugate la Biserica Domnului Iisus Hristos și împărăția lui Dumnezeu merge în profit. Acum vă întreb eu pe dumneavoastră, care câștigați din afacerile dumneavoastră un dolar aici și un dolar acolo și sunteți în stare să investiți tot și mult pentru un câștig trecător. Oare e nebunie faptul că Dumnezeu s-a uitat cu jind și a vrut să câștige toate aceste milioane de suflete și să le ia cu El în împărăția Lui și să le țină acolo fericite pentru eternitate? Nu e asta o dorință nobilă? Nu se merita să investească Dumnezeu pentru un scop așa de sublim? Lăudați să fie Domnul! Ei! Dar afacerea s-a dovedit profitabilă și Dumnezeu n-a câștigat bani. Că banii se rup, se ard, se strică, se pierd. A câștigat suflete! A câștigat suflete, multe suflete, pentru împărăția lui Dumnezeu. Asta e nebunia crucii. Nu numim nebunie, îi vedem de bine, îi admirăm pe oamenii care câștigă bani în afacerile lor. Spun: bă, ăsta e un afacerist bun, ăsta e un om inteligent. Dar Dumnezeu, care de 2000 de ani câștigă suflete pentru împărăția Lui, ca să umple cerul cu oameni mântuiți, asta nu vi se pare că este cea mai frumoasă și mai de succes investiție din istoria Universului? Asta nu e nebunia lui Dumnezeu și nu e nebunia crucii. Este cea mai prosperă afacere din istorie. Și autorul ei este Dumnezeu. Însă, un afacerist bun, un om care face afaceri bune, când începe să câștige, ce face cu ceea ce câștigă? Cu profitul. Normal că mănâncă, se îmbracă, dar un înțelept afacerist știe că dacă consumă tot ce a câștigat, mâine rămâne sărac. Și atunci ia o parte din investiția respectivă, o ia și o investește la loc, ca să profite și mai mult, inclusiv agricultorii. Nu știu cât de mult vă pricepeți dumneavoastră la agricultori, eu nu mă pricep, însă Biblia spune: Dumnezeu dă belșug semănătorului, ca după ce mănâncă, după ce se îngrijește pe el, să aibă la anul să semene din nou. Că ce se face dacă mănâncă tot și nu mai are ce semăna la anul, când vine iarăși sezonul semănatului? Nu mai seceră și e vai. Și atunci un afacerist bun, după ce a strâns profit, investește din nou în afacerea lui ca să câștige și mai mult. Ei, noi suntem profitul lui Dumnezeu. Ce înseamnă nebunia propovăduirii crucii? Să iau pe oamenii ăștia care au fost câștigați pentru împărăție și să-i trimit să predice Evanghelia, să-i investesc în afacerea lui Dumnezeu și predicând Evanghelia, alții să vină la mântuire prin ei. Și de 2000 de ani, generație după generație de credincioși, cum l-a investit pe Hristos, și l-a recuperat și l-a câștigat. Și ne-a câștigat pe noi pe urmă ca profit. Și ne-a investit din nou în câmpul Evangheliei să propovăduim crucea. Și apoi ne-am adăugat la părinții noștri și toți mântuiții din istorie au intrat în țărâna pământului. Au fost semănați acolo și s-ar părea că s-au pierdut. Dar după cum Hristos a fost înviat,
într-o zi și noi vom învia. Și vom fi recuperați ca să fim totdeauna cu Domnul. Dar până atunci, noi care suntem în viață, suntem trimiși, pentru că sunt două mari imperative ale împărăției lui Dumnezeu. Veniți și duceți-vă. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați. Veniți voi toți cei pierduți ca să vă câștig, ca să vă transform, să vă transform într-un profit al împărăției. Și apoi duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, iar cine nu va crede va fi osândit, pentru ca să câștigăm mult rod pentru împărăția lui Dumnezeu. Vreau să închei spunându-vă că aceste două imperative, veniți și duceți-vă, se vor aplica la ghișeul, la poarta eternității, când oamenii vor fi împărțiți în două categorii. Unora le se va zice: veniți binecuvântații Tatălui, voi sunteți cei care l-ați primit pe Hristos ca Mântuitor, voi sunteți cei care ați ascultat de marea trimitere și ați umblat în lumea asta, renunțând la voi înșivă și punându-vă la dispoziția altora ca să-L cunoască pe Hristos și să-L primească ca Mântuitor și să le se câștige și lor sufletele. Dar apoi se va întoarce către ceilalți și le va spune: duceți-vă blestemaților, pentru că nu v-am cunoscut, pentru că voi ați lucrat fără de legea. Vă invit să plecați capetele. În seara aceasta am pornit de la gândul că există Dumnezeu. N-are cum să nu existe. Fii sigur că există. Am pornit de la ideea că Dumnezeu ne iubește, chiar dacă El este infinit, chiar dacă este atot puternic, chiar dacă este atot prezent, chiar dacă este atot știutor. Se coboară la noi, fire de praf, comparate cu El, dar în care a așezat valoarea Lui, eternitatea Lui, veșnicia Lui. Acest Dumnezeu, Creator, ne vrea pentru Sine, vrea să ne facă fericiți, vrea să ne dea eternitatea împreună cu El. Eterni oricum suntem. În eternitate sunt două compartimente. Vom ajunge într-unul dintre ele. În seara aceasta Dumnezeu pune destinul tău în mâna ta. Tu poți deveni un profit al împărăției lui Dumnezeu. Poate până în seara aceasta te-ai considerat mântuit, dar n-ai lucrat la mântuirea altora. Ai avut în tine cea mai mare valoare, jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos, și n-ai spus nimănui de Dumnezeu. Ești într-o stare la fel de gravă ca cei care nu L-au cunoscut niciodată pe Dumnezeu. Nu știu ce te-a oprit până acum să-L primești pe Hristos ca Mântuitor. Nu știu ce te-a oprit să-L propovăduiești pe Hristos dacă te-a mântuit. Dar în seara asta, asta trebuie să se termine. În seara asta trebuie să iei o decizie clară. Trebuie să te hotărăști să-L urmezi pe Hristos. Trebuie să te hotărăști să-L primești pe Hristos. Să vezi înțelepciunea extraordinară a lui Dumnezeu, pe care a desfășurat-o pentru tine, pentru viitorul tău, că i-a păsat de tine, că-L doare de tine, că te iubește. Și are dreptul și să te iubească și să te judece, pentru că e creatorul tău. Are drept de creator asupra vieții tale. De ce nu vii de bunăvoie înaintea Lui să-ți predai viața? Să te facă fericit. Nu pentru că îți vor merge toate perfect, nu pentru că nu te mai îmbolnăvești niciodată, nu pentru că nu o să îmbătrânești și nu pentru că o să ai tot ce vrei, ci pentru că inclusiv în necazurile vieții vei rămâne fericit și nu-ți vei pierde niciodată bucuria mântuirii. Și speranța noastră este o speranță veșnică, că în împărăție vom fi împreună cu Domnul. Nu vrei să-L primești pe Hristos ca Mântuitor? Poate ești un tânăr crescut în biserică, ai luat credința nu în serios, poate ești un om adult, restat în biserică ani de zile. Dragul meu, nu te lăuda cu credința ta dacă credința ta nu produce rod în viața ta, dacă tu nu citești Scriptura, dacă tu nu te rogi, dacă te duci la biserică sporadic, dacă nu vorbești nimănui de Dumnezeu, să n-ai impresia că Dumnezeu se uită la tine și își freacă palmele. Dumnezeu se uită la tine și e îndurerat. Este cineva în seara aceasta care dorește să-i schimbe viața din temelii?
Tu ești creștin și ești biruit de multe patimi și nu știi cum să scapi de ele. Ți-am dat rețeta. Citește Biblia și roagă-te o oră pe zi. O oră de fiecare pe zi. Vei vedea cum ți se va schimba viața. Vei vedea cum vei deveni un copil al lui Dumnezeu autentic, o viață neprihănită și curată. Acolo unde ești, stăm cu capetele plecate. Vă rog frumos, e important să ne vadă Domnul. Dacă vrei ca viața ta să fie transformată, te rog, ridică o mână acolo unde ești. Lăudat să fie Domnul. Domnul să vă binecuvinteze. Mai este cineva? Domnul să vă binecuvinteze. Slăvit să fie Domnul. Mai este cineva? Lăudat să fie Domnul. Lăudat să fie Domnul. Mai este cineva? Domnul să vă binecuvinteze. Dacă mai este cineva, lăudat să fie în numele Domnului. Dragii mei, problema din seara aceasta nu este între mine și voi. Nu este între oameni și oameni. Este între tine și Dumnezeu. În seara aceasta tu îi spui da lui Dumnezeu. Mi s-a întâmplat să merg în locuri unde să se ridice pădure de mâini. Mi s-a întâmplat să merg în locuri unde s-au ridicat două sau trei. Și mi s-a întâmplat să merg în locuri unde nu s-a ridicat nicio mână. Lipsa ta de decizie nu este falimentul meu, pentru că eu nu am să fiu tras la socoteală de Dumnezeu că tu nu te-ai pocăit în seara asta. Eu am să fiu tras la socoteală de Dumnezeu dacă ți-am spus sau nu adevărul. Pentru seara aceasta s-au făcut multe sacrificii, pentru ca tu să asculți Evanghelia. Lăudat să fie Domnul. Domnul să vă binecuvinteze. Falimentul în seara aceasta, dacă tu nu te pocăiești și nu te predai Domnului, nu-ți predai viața, este al tău. Consecințele sunt ale tale. Noi n-am venit aici să ne lăudăm cu ceva decât cu Domnul, că spunea cuvântul lui Dumnezeu că a ales lucrurile slabe, lucrurile josnice, lucrurile care nu sunt, pentru ca să-i mântuiască și să-i folosească pe oameni, pentru ca lauda să fie doar a lui Dumnezeu. Vreau să mai întreb încă o dată, în afară de cei care au ridicat până acum mâna, mai este cineva care dorește să-L slujească pe Domnul? Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze. Lăudat să fie Domnul. Domnul să vă binecuvinteze. Aș vrea să fac o rugăciune. Toți cei care v-ați predat viața Domnului, dacă proveniți din lume, luați legătura cu frații slujitori, mergeți într-o biserică unde se predică Evanghelia, unde se propovăduiește Evanghelia, unde se predică Hristos, unde se predică Harul lui Dumnezeu, pentru că acolo îl veți găsi pe Dumnezeu cu adevărat. Pentru cei care șchiopătează pe calea credinței, căutați un slujitor, stați de vorbă cu acel slujitor, să se roage pentru voi, să vă ajute spiritual, dar nu uitați, dacă nu veți începe să citiți Biblia o oră pe zi și să vă rugați o oră pe zi, să nu vă așteptați la succes. Viața unui creștin este despre Dumnezeu în fiecare zi. Dacă nu veți face asta, veți fi alimentat din nou. Cheia succesului este să ne lipim tare de Dumnezeu.